tuturor, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod, de fapt un nou info-video pe canal în care aș vrea să vă spun câteva chestii. În primul și în primul rând vreau să stabilesc un program la care să uploadez videourile, fiindcă până acum am uploadat după cum am vrut eu și nu aveam niciun program bine stabilit. Ei bine, de acum vreau să fac un program și programul va fi în felul următor. Un video la 12 după amiază sau prânz, cum vreți să-i ziceți, deci 12, și un video la 7 seara. Eu zic că este destul de ok, două videouri pe zi. O să încerc să mă țin cât de bine pot de acest program. Bineînțeles, vor fi și zile cu anumite excepții în care nu o să fac exact acest program. Vă dați seama că poate să intervină anumite lucruri, dar în principiu vreau să mă țin de acest program și când o să fie să plec în vacanță sau nu știu ce, o să vă zic, bă, fac din nou un infovideo și vă zic, bă, vedeți că eu plec și o să pun numai un video pe zi sau un video la două zile, o să încerc să pun un video pe zi când o să fiu plecat, dar ca idee cam ăsta este programul. Ei bine, acum nu o să mă mai uit eu la webcam și să vă arăt aici că, bă, fraților, deci v-ați abonat azi o grămadă, 11 abonați, foarte tare. Am pus tot astăzi videoul ăsta cu setările bune pentru OBS și cum să filmezi cu OBS-ul, cum să faci facecam și v-am explicat eu acolo o grămadă de lucruri, v-am arătat setările mele și v-am arătat cum să face scene noi în OBS și toate tâmpenile alea. Da. Ăsta a fost videoul de azi, ăsta a fost videoul cu OBS, a fost videoul de dimineață și ăsta va fi la ora 7, ia să mă uit cât e ceasul, e 6 acum, 6 fără 8 minute când filmez video și la 7 va fi uploadat, bineînțeles. Da, două videouri, din păcate, fără gameplay astăzi, asta este, a fost bacul, trist bă la română, am zis că a fost destul de ușor. Nu, n-am pus gameplay, mâine o să pun The Witcher 3 și probabil ceva Minecraft și pentru Survival Games o să pun Survival Games, dar va fi episodul 10 și va fi ceva mai nebunie, mai... Nu o să fac team de 24 de playeri, gen... o să fim 24 de playeri cu toți, o să fim o echipă sau Full Diamond Challenge, o să fie ceva relativ ok pentru episodul 10, că totuși nu e episodul 50 sau episodul 100, să fac super mamă un episod de 2 ore. Fac și eu ceva acolo, dar sper totuși să vă placă ce o să fie, să fie ceva mai nebunesc. Altă chestie, știu că mulți îmi ziceți, bă, joci un CSGO cu mine, bă, joci un SG cu mine, bă, joci niște Minecraft cu mine, bă, hai să vorbim și noi pe Skype. Eu îmi las Skype în descriere tot timpul, dar asta nu înseamnă că o să pot să vorbesc cu fiecare dintre voi în fiecare zi. Gândiți-vă că sunteți aproape 300 și am vreo 80 dintre voi pe Skype, sigur, sau 90, am 120 de contacte pe Skype și am vreo, sigur, am 80-90 dintre voi pe Skype, știu sigur asta și vă dați seama, nu pot să vorbesc cu toți, deși eu încerc să vorbesc cu mulți dintre voi, dar într-o zi vă dați seama că nu pot să vorbesc cu toți, asta vreau să clarific și să nu vă supărați pe mine că nu pot, dar trebuie să înțelegeți cum ar fi să... Gândiți-vă că nici n-aș avea timp să mă duc la WC-ul sau să, nu știu, pur și simplu nici n-aș avea timp să mănânc, să beau apă dacă ar fi să vorbesc cu toți dintre voi. Și poate vreau și eu să mă mai joc singur sau să fac alte chestii. Gândiți-vă că eu am și de filmat și de editat și dacă pun și două videouri pe zi, este imposibil să vorbesc cu toți. Încerc să vorbesc cu 2-3 dintre voi în fiecare zi și, na, eu zic că este destul de ok. Plus că nu toți vorbesc cu abonații, chiar și dacă sunt... YouTuberi mai mici, gen ca mine, sau poate și mai mici, nu vor să vorbească cu abonații, nu neapărat că sunt ei, că se cred gimmaker sau ceva, pur și simplu nu vor să-și ocupe timpul cu abonații. Bă, voi sunteți strict abonați, trebuie să vă uitați la mine, să-mi băgați like-uri și alea, mie nu-mi pasă de voi decât îmi băgați like-uri. Eu, sincer, vorbesc cu voi și probabil mulți dintre voi știți asta. Asta altă chestie care am vrut să o clarific și chiar o să fac o serie, la seria de Survival Games. Chiar vreau să facem episoade împreună și în fiecare episod să iau unul sau doi abonați să mă joc cu voi. Și ne luăm așa, pe rând vă iau. Că, bineînțeles, care aveți și care aveți cont de Minecraft Premium, o să vă iau să joc cu voi. Vreau să fac timp cu abonații, din când în când, nu gen facem episodul 10, care o să fie ceva mai special și îl fac decât eu singur, la episodul 11, hai cu un abonat, la episodul 12 cu altul abonat,
Nu, poate fac episodul 11 cu unul sau doi abonați, după mai fac la episodul 16 sau 17 cu alți doi abonați și după la episodul 20 ceva, la episodul 30 și ceva și tot așa, nu fac chiar la fiecare episod timp cu cineva. Din când în când, ca să ziceți că ați contribuit și voi cu ceva la episoade și chiar mi-ar plăcea să filmez și cu voi. Da, cam asta a fost. Chiar mă bucur că chiar văd acolo comentarii, like-uri, vizionări. Bă, sunt și vizionări, nu pot să mă plâng. Aici bine că ăsta a fost chiar special, s-au strâns aproape 50 de like-uri. Chiar m-a rămas mască când am văzut asta. Aici a fost ăla cu facecam, ăsta a fost cu Agar, ăsta a fost cu Rare și episodul ăla de Just Cause 2 și ăsta a fost cu OBS-ul care din nou a fost foarte apreciat și a strâns like-uri și chiar sper că v-a ajutat și unul sau doi dintre voi mi-a zis pe Skype, bă, chiar m-a ajutat, mersi că ai pus video, nu știu ce, chiar m-au ajutat setările tale, parcă un băiat mi-a zis, nu știu dacă doi sau unu, în fine, dacă e să vă fi ajutat, chiar îmi pare bine, puteți să-mi și ziceți în comentarii. Da, cam asta a fost infovideoul. Din nou, o să las în descriere orele la care voi posta, deci 12 după amiază și 7 seara, le voi lăsa în descriere. Cred că săptămâna asta le voi lăsa în descriere la fiecare episod, orice episod ar fi, ca să vă dați seama mai bine și să rețineți orele. Să știți voi, bă, hai că ăsta trebuie să posteze. Și dacă o să se întâmple într-o zi să nu fac așa, sper să nu se repete, gen, să fie o dată la o lună, știți, să nu pot să postez exact la orele alea sau să se întâmple altă chestie. Bine, și când o să fiu plecat, clar o să vă anunț și nu mai ținem cont de programul ăsta. Sau vă zic eu când o să postez. Ei bine, acesta este programul de vară. După din clasa 8 o să fie ceva mai greu, o să văd cum îmi organizez timpul. A 8-a e grea și o să văd eu cum fac. Dar totuși, haideți să trăim prezentul și da. Cam atât a fost. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de like, comment, share, subscribe. Și noi ne vedem data viitoare.